I love Taylor. Bună dimineața! Mulțumesc! Haideți să vă spun de un moment în care am avut unele cele mai mari, nu știu, surprize, nedumerire din viața mea. Era în 1988, pentru cei mai tineri, un an înainte de Revoluție, și treceam în clasa 5-a. Așa s-a întâmplat, eram la etajul 10, într-un bloc ăsta comunist și școala în care am fost între 1-4 era chiar lângă bloc. Trecea pieton și ajungeam în școală. Și surpriza mea a fost că părinții, în loc să mă duc la deschidere în școala de lângă bloc, unde s-au dus toți prietenii mei, m-au luat și am mers, nu știu, 15 minute la liceu, în clasa 5-a. Nu înțelegeam ce caut eu acolo. Eram un pitic. Toți ceilalți elevi de acolo erau niște uriași. Și m-au luat câteva zile și niște discuții cu părinții mei să înțeleg. Mi-am adus aminte că la sfârșitul clasei a 4-a dusem un test. Un test de matematică. Și se pare că îl luasem și am devenit parte a unui proiect sau a unui experiment. Din câte știu, unic în România. Haideți să vă spun despre ce e vorba. Un profesor era unul din antrenorii lotului olimpic de matematică. A obținut, precum vă puteți imagina, toate rezultatele posibile de lume. Medalii de aur, la olimpiade internaționale. Și după, făcând asta mulți ani, la un moment dat a venit momentul să predea ștafeta și s-a retras în Piatra Neamț. Și omul se plictisea. Și pentru că a avut așa mari rezultate, a reușit să convingă inspectoratul școlar la vremea respectivă să testeze o teorie. Și teoria lui era în felul următor. Că orice copil cu abilități medii, nu top, nu vor, abilități medii, deci un copil normal, de matematică, poate ajunge prin regim, prin training, prin învățare continuă, la nivel de olimpiadă internațională de matematică. Și a zis că e o singură modalitate să afle dacă teoria e validă și a selectat o clasă, dintre a cincea, și am fost parte din clasa respectivă. Și ce s-a întâmplat? Am intrat într-un regim intens, făceam, cred că, 8 ore de matematică pe săptămână, dar aveam câte 4-5 ore de lucru individual acasă în fiecare zi. Și ce a fost interesant e că dacă nu țineai ritmul, nu făceai față acolo, erai frumos trimis înapoi de unde ai venit, la școala generală, unde oricând te aștepta un loc. Și nu știu dacă ați întâlnit, mi s-a întâmplat de multe ori, tipul de profesor care, la început, ca să impună, își alege o țintă. Un elev care poate nu se descurcă prea bine și așa își arată puterea. Eu am fost acel elev. La început, nu știu, m-am scos la tablă, nu știu ce, nu prea m-am descurcat, 4. Săptămâna următoare, știa exact cine o să fie ce se întâmplă, la tablă, iar nu prea m-am descurcat, 3. Și l-a chemat pe tata la școală. A zis, el și știa. Măi, Georgică, cu accent moldovinesc, băietul ăsta al tău, nu prea se pricepe. Cred că e momentul să îl duci înapoi acolo ca să rămână cei care se pricep. Și așa că la o vârstă destul de fragită, am auzit, nu ești suficient de bun, nu meriți, nu e locul tău aici. Numai că tatăl meu împreună cu mama mea au făcut ceva un pic altfel. Ei se uitau la mine, nu prea se pricepeau la matematică, erau oameni normali. Deci, bă, dar parcă băiatul ăsta, parcă totuși nu e chiar așa cum zice profesorul ăsta. Și sora tatălui meu era profesoară de matematică la un alt liceu. Și a zis, băi, Tina, ia stai un pic de vorbă cu băiatul ăsta. O știi ceva, o fi ceva de cum? Chiar așa o fi, chiar nu se pricepe. Și Tina, mătușa mea, mi-a dat una din cele mai valoroase lecții pe care aș vrea să o împărtășesc cu voi astăzi. Mi-a zis așa, Marius, orice problemă în lumea asta, o poți rezolva în felul următor. Scoți o foaie albă de hârtie și la început scrii ce știi. Nu știu, stau orice problemă. În cazul ăla era de matematică, dar asta o putem aplica pentru orice în viața noastră. Începi cu scrii ce știi. 1, 2, 3 lucrurile. După aia tragi o linie și ai claritate. Și apoi începi să lucrezi către unde trebuie să ajungi. Și a fost incredibil rezultatul în cazul meu. Am luat primul 9 din clasa respectivă și primul 10 și n-am mai avut nicio problemă restul celor 8 ani pe care am petrecut la liceu.
În schimb, toată povestea asta, parcă am prins așa o superputere. A venit cu alte provocări. Când am ajuns, când am dat examen la facultate, eram atât de sigur pe ce știu, mi-am dat seama că nu există examen în lumea asta pe care să nu pot să-l trec, după ce am învățat cum se învață. Da? Și chiar așa era. Și am intrat la ce facultate am vrut, printre primii. Am făcut a doua facultate în paralel. Am intrat, lucram full-time la una dintre cele mai cunoscute companii din România. Am intrat în asociație studențească, în AESEC. Ceva, nici eu nu știu cum. Le duceam, dar tot mi se părea că nu sunt provocat suficient. Și am devenit foarte arogant. Mi se pare că sunt foarte deștept. Și până când, uitându-mă la televizor, era un serial, poate unii dintre voi știți, serialul Dallas. Da? Ei, și când am văzut acolo cum era cu afacerile în America, așa am zis, uite, acolo vreau să ajung și eu. Da? Vreau să ajung în America să fac afaceri așa cum fac domnii ăștia la televizor. Și ca orice proiect l-am luat în serios, am aplicat, că n-aveam bani de, să plătesc facultăți prin America, nu știu ce, dar mi-am dat seama că pot să învăț și să încerc să obțin bursă. Și asta am făcut, am obținut două burse în America, am selectat o facultate și am făcut un program MBA acolo. Și stilul meu, am început și să lucrez, să fac și alte lucruri în paralel, dar a fost pentru prima dată în viața mea, da, când eram înconjurat de colegi din peste 60 de țări, da, și nu mai eram cel mai deștept, nu mai eram cel mai bun de acolo. Și atunci mi-am dat seama de un lucru absolut fundamental. Mi-am dat seama că dacă se întâmplă la un moment dat să fii cel mai bun din cameră, așa se pare ție, atunci poate e momentul să schimbi camera. Da? Și asta am făcut în Statele Unite, mi-am dat seama cât de mare e lumea asta. Și mai e o vorbă frumoasă. Cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama cât de puține știi. Da? Și în America, cred că cel mai puternic impact asupra mea a fost schimbarea de mentalitate. Nu mi-a venit să cred de cum puneau problema colegii mei și cei care interacționam în business-urile și în locuri de muncă pe care am avut acolo, legat, care era atitudinea față de, ce scrie aici pe scenă, față de eșec, față de failure. Ei spuneau că este o oportunitate de învățare. Da? Și că ar trebui să îl sărbătorim. Și eu venind din școală, profesorii noștri sărbătoreau altfel când greșeam. Dar mă rog, culturi diferite. Și am zis, ok, asta e ceva nou și cu adevărat funcționează. Ei, m-am întors în România, de ce? Pentru că în state mi-am dat seama ce vreau să fac cu adevărat în viață. Care e visul meu? Visul meu era să fiu antreprenor. Din nou, văzusem mult mai multe lucruri pe acolo și pentru mine, cel mai potrivit loc din lume ca să fiu antreprenor a fost București, România. Și m-am întors aici, era 2004 și a fost ceva foarte ciudat. Mi se părea că nimic nu funcționează în România, oriunde, cozi imense era, până ca să plătești factura de telefon, stăteai jumătate de oră la coadă, nu era altă opțiune. Și tot felul de lucruri. Și învățând cu mentalitatea asta schimbată din America, eu stai un pic, întâi mă enervam. Zice, băi, ce-i cu asta? Ce țara asta? Nu mai spun mai departe, ce fel de țară? Așa, nu e asta locul meu. Dar după asta, stai un pic, ce-am învățat eu acolo? Orice lucru care nu funcționează e o oportunitate de a face ceva mai bine. Și atunci am început să o iau ca la carte, organizat. De fiecare dată când vedem ceva care nu funcționează, cum am putea să facem un business din asta? Și am scris peste 100 de planuri de afaceri. Da? Bineînțeles, majoritatea nu le-am pus în practică pentru că nu ieșeau calcule pe hârtie. Dar cele care ieșeau pe hârtie, un ponitor singur, oricum un asociat. Și era ca un miracol. Aproape orice mă apucam, mergea. Iar din nou am revenit în paradigma dinainte, mi se părea că sunt foarte deștept. Numai că a venit anul 2009, la criza financiară, așa, și mi-a arătat că era foarte, foarte mult legat de timing, de context. Și asta e o altă lecție foarte importantă în viața mea. Bun. Eram pe hol înainte să intru aici și stăteam la coadă la cafea cu un domn pe care l-am cunoscut acum, îl cheamă Ionuț, inginer IT. Și mi-a pus o întrebare, zic, măi, da, voi cum ați pornit business-ul ăsta? Și a zis, Ionuț, pentru tine o să vorbesc pe scenă despre asta. Eram la, pentru că i-am dat un răspuns care nu l-a mirat, am zis, eu n-am vrut să pornesc nicio afacere. Pentru mine a fost un chin, n-am vrut deloc, m-am opus cât am putut. Și vă spun de ce. Eram la graduation în Statele Unite și m-am invitat părinții. Pentru prima dată în viața lor au venit în Statele Unite să mă vadă și am făcut o mică călătorie. Și acolo am închiriat o mașină. Și ca să mergem de-a lungul coastei de est. Și tatăl meu a fost super impresionat.
a zis, cum, Marius, domnul ăsta ne-a dat mașina lui? El știe că suntem din România. Nu e frică? Nu e frică că noi ne mai întoarcem cu ea. Și am explicat, tata, am învățat la business school, e o companie cea mai mare din lume, se numește Enterprise, și face asta, și uite, asta e modelul de business. Și tata n-a mai auzit partea asta. Zis, când te întorci în țară, o să pornim o afacere de închiriat mașini în Piatra Neamț. Dă seama, pentru mine era ceva de absurd, încât am uitat în secunda 2. Mă, că tatăl meu n-a uitat. Da? Și când m-am întors în țară, că la vremea nici nu vreau să mă întorc, dar când m-am întors în țară, tot timpul, orice telefon, orice discuție o aveam acasă, era când pornim afacerea de mașini închiriat în Piatra Neamț. Și, nu știu voi cum sunteți, dar încerc să țin relații civilizate cu părinții mei. Și... Și am zis, ok, trebuie să fac ceva. Și inspirația mi-a venit stând în trafic, la semafor. Și atunci era trafic în București, nu doar acum. Și am văzut un billboard, am văzut un panou pe care scria, compania Renault, asta e poveste simpatică, intrase în România, cumpărase Dacia. Da? Și au făcut pentru prima dată o marcă special pentru gusturile consumatorului român. S-a numit, și este și în copa, Dacia Logan. Și nu știu dacă știți, asta e partea amuzantă, care au fost specificațiile în urma studiului de marketing. Specificații, și asta am verificat-o cu cei de la Dacia, true story. Trebuie ca să faceți o mașină astfel încât să încapă un porc în portbagaj. Asta închid paranteza. Și am văzut afișul de lansare și nu știu dacă mai știți care era sloganul de lansare. Era așa, Dacia Logan, mașina de 5.000 de euro. Păi și tot mă uitam eu acolo, 5.000 de euro pentru o mașină nouă, scria cu TVA inclus. Nu, parcă nu-i mult pentru o mașină. Și am zis, știu cum rezolv problema cu tata. Și am luat 3 Dacia Logan, le-am finanțat, le-am trimis la Piatra Neamț, am dat anunț în ziarul local, închiriem mașini, am luat pe cineva un coleg de acolo, tatăl meu avea niște magazine de piese auto, un business mic local, am zis, uite, tu te ocupi, ești nou manager de închiriere mașini din Piatra Neamț, și am zis, am făcut market research, am stabilit prețurile și m-am întors în București, zic, gata, am rezolvat cu tata, nu știu ce. Singura problemă e că colegul ăsta nu tot mă suna, zice, Marius, mașinile astea sunt închiriate tot timpul, mai trebuie mașini. Zic, măi, dar n-am fabrică de mașini, adică, zic, nu, te rog, că tot, și nu l-am crezut. Și m-am uitat că nici măcar nu ființase firmă, lucram pe firma tatălui de acolo, tot vedeau că se depun bani în cont și am mai luat încă 2, încă 3 și în luna august anului 2005 aveam 14 mașini închiriate tot timpul în Piatra Neamț și n-am mai rezistat. M-am dus în Piatra Neamț, cine închiriază mașini? Nu știam, eu nu credeam deloc în business-ul ăsta. Și când am aflat, n-am mai dormit bine vreo 2 luni de zile. Da? Prin total noroc, dar încercând de 100 de ori, așa, total noroc am nimerit o nișă. Da? Dacă mai țineți în perioada aia, peste 5 milioane de români au emigrat. S-au dus majoritatea în Italia și în Spania. Ei, mulți și-au lăsat copiii, familiile acasă. Își construiau case pe aici, aveau nevoie să schimbe actele. Și atunci veneau și încă și acum, se întâmplă, vin des acasă și aveau nevoie de mobilitate. Și văzuseră serviciul ăsta în afară, da? Și aveau nevoie de el aici. Și de unde au plecat? Nu au plecat din București sau din Timișoara sau din Cluj. Au plecat din cele mai sărace zone din România. Și Piatra Neamț e unul din orașele astea. Și atunci brusc m-am trezit din totală întâmplare în locul din România și în momentul din România care era cea mai mare cerere de mașini închiriat. În Moldova. Asta. Și unde n-ar fi zis nimeni, asta n-apare nicio carte de business. Pur și simplu s-a întâmplat. Dar când mi-am dat seama de asta, am aplicat exact ce am învățat la școală. Ce ne-am învățat la școală au zis așa, încercați în paralel cât mai multe proiecte și când găsiți cel care funcționează, ignorați care dau greș, nu știu ce, că o să dea greș sigur multe, dar când îl găsiți pe cel care funcționează, atunci uitați toate celelalte, puneți toate resursele acolo și scalați-l profitabil, dacă se întâmplă asta. Și asta am făcut. Și, mă rog, așa am ajuns să ne ocupăm de ce facem astăzi. Bun, câteva gânduri, că mai am doar un minut, legate de eșec. Am citit o carte acum ceva ani de zile, se numește Black Box Thinking, la gândirea cutiei negre. Și în care spuneau că autorul, Matthew Syed, zicea, cum ar fi dacă am aplicat principiile de analiză ale eșecului, în cazul ăsta accidente aviatice, care de obicei iese cam rău acolo, așa, și am aplicat în alte domenii. Și el dădea exemplu cum ar fi în medicină, eu aș spune în învățământ. Și anume, ei iau fiecare eșec, deci fiecare caz este examinat incredibil de serios și apoi se uită să vadă ce n-a funcționat acolo, da? ce nu a mers. Și apoi schimbi proceduri, sisteme, orice ai de făcut mai departe. Ei, și e ceva care, de când am citit cartea asta,
tot mi-a rămas în minte. Cum ar fi? Dacă ne-am gândit, am luat foarte în serios de ce nu funcționează. Și vă las cu un singur gând. Când ceva nu merge în echipă, în business, în ce vreți voi, în viața voastră, da, mi-am dezvoltat o practică. Și practica este tot timpul să încep, eu sunt de vină. Da, eu ca manager, ca responsabil de companie, de echipă, de așa mai departe. De ce? Ca să dăm vina la o parte. Și în felul ăsta ne putem concentra pe ce trebuie să îmbunătățim cu adevărat. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc o zi minunată! I love failure. I love failure.